Lansarea unui UN Global Compact România înseamnă încadrarea României într-o mișcare, aș putea să zic, sau o dezvoltare a societății și economiei mondiale, și anume faptul că nu numai autoritățile și societatea civilă au o răspundere în dezvoltarea socială și economică a unei țări sau a lumii. Și companiile au tot mai mult un rol în dezvoltarea unei societăți prospere și responsabile. Așa că, pe lângă faptul că suntem mândri să fim parte din această rețea prestigioasă, cred că este și o mare responsabilitate a membrilor fondatori de a contribui prin acțiunile companiilor, dar și prin acțiunile altora, la ridicarea ștachetei în ceea ce înseamnă sustenabilitate și responsabilitate în România. În primul rând, a fost o mare onoare. Sunt atâtea nume prestigioase în acest steering committee, încât oricare dintre ei ar putea să facă acest lucru, dar în același timp este și o mare responsabilitate. Nu este ușor să lansezi ceva, dar în același timp este foarte interesant și energizant, având în vedere că, așa cum spuneam, acest proiect este un proiect, poate și are vocația să fie un proiect național, care poate să impacteze nu numai viața oamenilor, a societății civile, dar și viața țării la modul general. Așa că sunt foarte mândră și onorată. Da, acesta este obiectivul, având în vedere că OMV Petrom a aderat deja și implementează cele 10 principii în cadrul companiei noastre. Ceea ce ne propunem este să propagăm, să mobilizăm și alte companii la implementarea acestor principii, care, așa cum spuneam, cred și personal sunt foarte convinsă că pot să contribuie la dezvoltarea societății și la prosperitate. În primul rând, sustenabilitatea până acum a fost foarte mult tratată la nivel de fiecare companie. Toate companiile fondatoare au deja activități de mai mulți ani. Ceea ce cred că este important într-o astfel de tematică cum este sustenabilitatea, care încă nu este foarte bine definită și înțeleasă de toată lumea, este activitatea comună, coordonarea activităților, pentru că unde doi puterea crește și ceea ce înseamnă că impactul și aderarea a mai multe astfel de companii la aceste principii are șanse mult mai mari. Așa că cred că această unitate, această nouă organizație va ridica ștacheta și în România.